Mâine seară avem un meci extrem de important într-o nouă competiție, Conference League. Obiectivul nostru este să ajungem în grupele acestei competiții. O presiune mare pe noi, dar este o presiune pozitivă. Bineînțeles, ne dorim să câștigăm, să îmbunătățim și cu eficientul, dar din punct de vedere al meu, suntem favoriți. Întâlnim o echipă Garagandi, o echipă care e foarte bine organizată, este foarte determinată, sunt în timpul campionatului, dar, din punctul meu de vedere, noi ca valoare suntem peste cei de la Garagandi. Dar mâine seară trebuie pe teren să fim 100%, să fim conectați la acel meci. Nu este un meci ușor. O să avem și aportul suporterilor. Vreau să le mulțumesc și galeriei care ne-au încurajat la Botoșani din primul până în ultimul minut, chiar după meci, chiar dacă n-am reușit să câștigăm. Sper că să vină cât mai mulți suporteri să ne încurajeze din primul până în ultimul minut. Vorbim totuși de o echipă de pe locul 10 din Kazahstan. Diferența este mare, probabil că ați urmărit-o și ați văzut. Da, am urmărit-o, diferența este mare, v-am zis, este mare, dar, cum am mai zis, ați văzut și CFR-ul în primul tur. S-au chinuit meciul retur, chiar dacă au avut o sumedenie de ocazii. Trebuie să fim foarte atenți, mai ales pe faza defensivă, să nu le dăm nicio șansă, iar pe faza de atac să fim mult mai luciți la finalizare. Din punct de vedere valoric, suntem peste. Am fost aici înaintea meciului cu Botoșani și ați evitat puțin să vorbiți despre acest meci și probabil voia să-i capacitate băieți pentru debutul campionatului. Totuși, cât de mult vă interesează un parcurs cât mai lung în Europa? Cât de mult vă interesează grupele acestei competiții care este nouă? Primul, v-am zis, obiectivul nostru este să intrăm în grupele Conference League. Este primordial. Doresc foarte mult, foarte mult, dar prima oară trebuie să trecem de meciurile astea. Dar doresc să intrăm în grupe, doresc să ieșim din grupe. Obiectivul știți foarte bine domnului Becali care este. Încercăm să îndeplinim acest obiectiv. Eu v-aș fi întrebat altfel, ce ați fi ales între titlu și intrarea în grupe? E grea întrebare, că titlul s-a câștigat, știți foarte bine, de nu știu câți ani. În grupe n-am intrat anul trecut. Dar, v-am mai zis, trebuie luat pas cu pas. Primul obiectiv este să intrăm în grupele Conference League și automat și în campionat trebuie să câștigăm ca să ne batem la titlu. Cel puțin până în play-off, parcursul pare facil cu Karahandis și cu Colos din Ucraina. N-ar trebui să aibă FCSB-ul probleme, nu? Da, din punct de vedere al hârtiei n-ar trebui, dar noi trebuie să fim montați 100%, trebuie să câștigăm aceste două partide, dar primul obstacol cu cei de la Garagandi. Se va mai întări FCSB-ul? Veți mai aduce jucători? Iată, CFR-ul și-a luat un jucător foarte valoros, Alibek. Da, orice jucător valoros este binevenit și la noi, dar deocamdată suntem bine pe toate compartimentele, dar orice jucător care e de valoare, era vorba și de Budescu, vă dați seama, ca antrenor mi-l dori pe Budescu, dar totul depinde de domnul Becali. Pe Dumitar l-ați vrut? Da, normal, încă o dată vă zic, aici noi lucrăm într-o echipă, mai ales și cu Meme și cu Nea Gigi, deci... Cordea va juca atacant în acest meci? Vedem la ora joc, la 21:30 ce va juca Cordea. Așa a spus patronul, astăzi a avut o intervenție la o emisiune televizată și a spus că discută cu dumneavoastră mereu și l-ați convins, de exemplu, să fie Crețu mijlocaș defensiv în primul meci. Da, este adevărat, da, da. Am avut o discuție cu dânsul. Vedem la ora jocului. Cum vă simțiți cu relația aceasta cu patronul? Până la mai ai un pic de timp de când ești la... Da. Este o relație de sinceritate. Domnul Becali este patronul echipei, v-am mai zis și de la început. Noi încercăm cu toții, cu Meme, cu absolut toată lumea, să arate echipa cum dorește dânsul. Simți toți ochii ăștia țintiți asupra ta, știu, e postul de antrenor la FCSB, cel mai vânat și cel mai criticat, cel mai... Da, este normal. De asemenea, v-am mai zis, antrenez la cea mai galonată echipă, la Steaua. Oricine își dorește să antreneze această echipă, cu siguranță.
despre Reghe. Este normal, a făcut performanța aici. Este un antrenor care suporterii îl iubesc. Mi-a dorit și eu să fac performanțele pe care le-a făcut Reghe la această echipă. Este presiune, normal, este presiune pentru o echipă mare. Ai menționat mai devreme de Reghe că te-ai dat oricum la o parte sau din contră lupți pentru Nu e vorba de dat la o parte. Am zis legătură între Reghe și suporteri. Este normal să suporterii să-l dorească pe Reghe, că au avut rezultate. Fiind și eu la început de carieră, și eu îmi doresc să am rezultatele pe care le-a avut el și automat și eu cred că o să fiu iubit de suporteri. Dar sunt la început și îmi doresc să fac performanță la această echipă. A trecut un singur meci și se vorbește deja despre înlocuitor. Da, e normal. Atâta timp ca... E normal? Atâta timp ca antrenor tu trebuie să câștigi meciurile. M-am mai zis, nu mă deranjează ce apare în presă. Ați creat niște valuri cu declarația de la Flash, interviul de după meciul cu Botoșani, că știm cu toții ceea ce se întâmplă la FCSB. Păi nu știu dacă știți. A fost o declarație și nu știu dacă știți. Presupuneți ce este la noi. Dar v-am zis, noi suntem cu toții aici la această echipă. Ați mai schimbat vreodată doi fundași centrali la pauză în cariera dumneavoastră? Am schimbat și trei, dar nu un fundaș central și altceva. Am mai schimbat, deci. Dacă va pleca Tănase, va mai veni un atacant? Deocamdată Tănase stă la noi, nu știu. Vedem, mai e timp până se închide perioada de transfer. De la Dumitru, pe ce post să ne așteptăm să joace? Știu că joacă și ceva bandă dreaptă, poate și vârf. Dumneavoastră, cum îl percepeți în acest moment? Deocamdată să se alăture echipei și după aia o să vedem. Ondrase, cum se simte că a fost criticat după primul meci? Nu, se simte foarte bine, v-am zis. Sunt lucruri care ei sunt jucători profesioniști, care îți doresc mai mult. Și am avut o discuție cu el, nici el nu era mulțumit de el. Asta e un lucru pozitiv și îl dorește foarte mult. Adică, înțeles, nu a fost afectat? Nu. De ce să... Dacă dădea două, trei goluri... v-am mai zis, am un grup foarte unit și un grup foarte valoros. Și un grup care își dorește foarte mult să facă performanță. Reușiți să-l mențineți așa unit? Pentru că asta a fost problema ultimilor antrenori de la FCSB. Deocamdată da, deocamdată n-am probleme din punctul de vedere, v-am zis. Din punctul de vedere ca antrenor, este de o valoare extraordinară. Extraordinară și... În scurt timp urmează să vină și patronul în cantonament. Probabil că va veni și alături de voi să aibă o discuție. Ridică acesta moralul echipei? Normal. Domnul Becali, de câte ori a venit, tot timpul a ridicat moralul echipei. Adică a mai dânsul, fost? De când sunt eu, nu. Dar data trecută cu alte antrenori a mai fost. Dânsul, vă dați seama, dorește foarte mult, la fel și noi ne dorim. Adică nu te deranjează dacă dânsul vine? Nu, eu abia aștept să vină dânsul la noi, la echipă. Pentru că da acea energie pozitivă. Că ați spus la început că FCSB pornește cu prima șansă evident în fața celor de la Karagandy. Ce sau unde v-ar putea pune ei probleme? Știm că în general echipele din Kazahstan au așa o agresivitate poate peste măsură. Nu, echipa agresivă. Trebuie să fim noi 100%. Dacă sunt noi 100% conectat la joc, nu o să avem nicio problemă. De la ei sau de la echipa din Ucraina, credeți că poate să vă surprindă cu ceva sau aveți un drum cât de cât? Pe cei din Ucraina nu i-am văzut deocamdată. M-a interesat foarte mult cei de la Karagandy. V-am mai zis. E o echipă care se apără foarte bine, organizare defensivă foarte bine, foarte periculos la momentul când recuperă mingea, dar noi dacă suntem 100%, nu cred că avem o problemă. Și să fim mai luciți la finalizare. Gândiți acest meci și în perspectiva meciului cu Craiova, un derby în campionatul nostru? Adică Nu, am mai zis mai devreme. Iau meciurile pas cu pas. Primul meci acela din Conference League, după aia urmează meciul cu CSU Craiova.